Mihai Felecan, bine ai venit la Midnight Poker. Spune-ne, cum a fost calificarea? A fost intensă, știu că durează 6 ore jumate. Cum te-ai simțit? Eram la job, făceam drink-uri și shot-uri. Felicitări, așa lucrezi tu, am înțeles, cu telefonul, cu și Midnight Poker în mână. Eram, nu pe mână, eram cu telefonul pe stație de lucru. Cu telefonul pe stație de lucru, am înțeles. A fost dificil, ți s-a părut o calificare grea, să spunem, bănesc că ai mai jucat să am avut și un pic de noroc. Mi-am intrat cărți și mâini bune. Super, am avut și noroc. Câteodată acum. Despre asta este exact. Vorba. Joci online de obicei sau joci și live? Mai joc și live, dar nu foarte mult. Cel mai mult joc cu prieteni acasă. Am înțeles, home acasă game. Fiind la Cluj, bănuiesc că văd acel patch cu Players Poker Club, unde da, vom exact. Avea Romanian Million în curând. Primul turneu cu milion garantat. Spune-ne, care e strategia să te califici acolo, bănuiesc că o să vrei să-l joci? Da. Mulți sateliți sau intrare directă? Cum crezi că o să faci? Depinde și acolo cum o să am norocul, dar o să încep cu sateliți prima dată. Cu sateliți, da. Înseamnă că orice poziție ai terminat în seara aceasta te vor ajuta să-ți mărești puțin bankroll-ul, nu? Da. Bun, îți mulțumim și mult succes în seara asta. Mulțumesc frumos.